Veste bună pentru români. De la 1 ianuarie 2024 vor crește alocațiile pentru copii, ca urmare a indexării cu rata anuală a inflației. Până acum, de la începutul anului trecut, alocația pentru copii de până la 2 ani a fost stabilită la 600 de lei, iar pentru copii cu vârste între 2 și 18 ani la 243 de lei. În cazul minorilor cu handicap, alocația este de 600 de lei. Rata anuală a inflației pentru anul 2023 va fi publicată de Institutul Național de Statistică la începutul anului viitor. Încă estimările specialiștilor arată că aceasta ar putea fi 7,5% sau 8%, ceea ce înseamnă că alocațiile de stat pentru copii ar putea crește cu aproape 20 de lei pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani și cu 48 de lei pentru copiii de până la 2 ani.